În acest weekend, biserica din localitatea Voloiac a îmbrăcat haine de sărbătoare primind vizita pastorală a preasfințitului părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Ieri, 14 noiembrie, au fost sărbătoriți 450 de ani de la prima atestare documentară a satului Voloiac. Neamul meu cel românesc, sfânt pământul țării mele, pe toți cei care îl slujesc. Satul Voloiac este așezat în partea de est a județului Mehedinți, în zona de deal, zonă cunoscută geografic sub numele de Platforma Strehaiei, la aproximativ 8 km de orașul Strehaia. Slujba de sfințire și sfânta și dumnezeiasca liturghie au fost oficiate de preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Multă bucurie am oficiat aici Sfânta Liturghie în localitatea Voloiac. Bucuria a fost prilejuită de binecuvântarea și sfințirea unei case prăznicare, a o trapeză foarte frumoasă și a unei capele. Toate acestea s-au realizat prin grija părintelui paroh Gheorghe Arnăutu, un om al satului, fiu al acestor locuri, cel care cunoaște bine și trecutul istoric. Se aniversează, se împlinesc anul acesta 450 de ani de la atestarea documentară a localității Voloiac. În prima parte a slujbei, ierarhul a săvârșit slujba de sfințire a capelei, trapezei și bibliotecii parohiale, ridicate în partea dreaptă a bisericii prin străduința părintelui paroh Gheorghe Arnăutu, împreună cu enoria și parohiei. Am reușit ca să aniversăm 450 de ani de la prima atestare documentară a satului Voloiac. Ocazie cu care am invitat și a venit în mijlocul nostru preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și a Strehaiei, ca să oficieze o slujbă arhierească în mijlocul credincioșilor noștri și totodată să sfințească capela care s-a ridicat în curtea bisericii și o sală de mese, un ansamblu, mai bine zis, necesar lucrului pe care noi ne l-am propus. Domnul profesor Tudor Rățoi, vrând să arate importanța acestui eveniment la 450 de ani de la prima atestare documentară a satului Voloiac, a făcut lansarea cărții Voloiac, repere istorice, subliniind în linii mari despre trecutul și dăinuirea în timp a localității Voloiac. Evenimentul evident că ne-a bucurat enorm pentru că ne-a oferit prilejul ca să ne bucurăm și să rememorăm o parte din ceea ce ține de istoria și a localității și a bisericii. Am subliniat cu acest prilej că biserica a reprezentat una din instituțiile fundamentale ale satului Voloiac, așa cum biserica a fost o instituție fundamentală a satului românesc în general. În încheierea acestui eveniment, o parte a corului Chinonia, prezenții la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, au interpretat un program de ascultare cu conținut patriotic și religios.